Bine v-am regăsit la Tablou de Viață. Astăzi mă aflu într-un atelier al unui artist plastic pe care de mult îmi doresc să-l întâlnesc în această ipostază, în cea de invitat al meu. Mă aflu alături de Ioan Popei, căruia îi mulțumesc că m-a primit la dânsul, aici unde se creează magia, cum am zis eu. Da, bine ați venit și mai poftiți și când de altă dată. Mă bucur că simt aici mirosul de vopsea și văd culorile astea frumoase și îmi imaginez că în spatele unui tablou pe care noi îl putem admira într-o galerie sau pe pereții cuiva acasă, sunt foarte multe povești, sunt stări, sunt culori, sunt emoții. Întotdeauna m-am întrebat ce stă la baza unei creații? E o întrebare, nu zic grea, dar care necesită un răspuns lung. Și acum încerc să mă gândesc să sintetizez în câteva cuvinte. Eu sper să nu sintetizez, că vreau să aflu. Să afla, sunteți a ta detailată, vreți așa multe detalii. Nu știu, la mine nu e ceva conștient, deci nu aș putea să spun ce se întâmplă în cuvinte. Eu am fost născut așa, m-am născut cu o predispoziție spre a desena, spre a cerceta natura, omul, și în același timp n-am reușit să fiu conform standardelor locului sau al școlii sau al... Deci am fost așa un tip, cum v-a povestit, mai degrabă un non-conformist. N-a reușit să mă încadrez nici măcar eu într-o anumită categorie de oameni. Dar ați încercat că e mai bine să nu? Au încercat alții să mă... N-am reușit așa, dar în același timp, deci cam în condițiile astea s-a creat pictura mea, așa că nu a avut loc creația. În condițiile în care eu nu mi-am propus mare lucru, nu mi-am propus să avansez sau să devansez sau să fac anumite lucruri special. De exemplu, a fost o perioadă când am desenat foarte mult la început, mai puțin în culoare. După aceea, după chiar cu un an înainte de Revoluție, a fost perioada icoanelor, unde, fără vrerea mea, am ajuns chiar să fiu cotat foarte bine. Cei ce mă cunoștiu ca iconar. După care, brusc, am... erați la un moment dat cotat. Da, da. Ei, așa m-au cotat unii, nu știu dacă e adevărat. Probabil că erau și alții, dar nu i-am cunoscut noi ăștia de aici. Este că după aia am încetat brusc. În condiții normale, un om ar fi profitat de numele ăsta și ar fi mers mai departe. Ia că eu am întrerupt brusc pentru că am dorit să colorez mai mult, deja m-am simțit plafonat sau m-a apărut așa ca un zid în fața mea și am zis, domnule, trebuie să fac și altceva. Și în condițiile în care, spre exemplu, un medic mi-a zis că aveam niște probleme cu ochii la un moment dat, pentru că, într-adevăr, am muncit ca un nebun, pentru că, deși spun ca un nebun, pentru că chiar odată cineva în Olanda mi-a zis că sunt nebun. Bine, între ghilimele. Mi-aduc în ce condiții a apărut afirmația asta. Avusesem o expoziție într-un parmis în Rotterdam, unde a venit un om care se uita cu lupa la icoanele mele. Eu aveam miniaturi, foarte multe miniaturi. Aveam, cred că, 20-30 miniaturi la vremea aia. Și, sigur, aveam și o icoane mai mici, chiar foarte mari, cum e asta de aici în atelier, care am păstrat-o. Și uitându-se la miniaturile alea, așa zic că, domnule, în ziua de azi nu mai lucrează nimeni. Mă întreba, cum de mai lucrați? Chestiile astea nu le mai face nimeni. Noastră, numai un om nebun mai poate să facă așa ceva. Chiar așa a fost afirmat. Și mi-a tradus individul de la, era cineva de la ambasadă, ambasada României. Și, bine, el a spus-o în modul frumos al cuvântului, să zic, dacă e. Poate fi spus așa. Și da, pe eu m-am... Eu fiind așa era de mult... Era un compliment, cred, ascuns în afirmația asta, nu? Pe mine nu prea mă interesau astea afirmații. Eu oricum eram cuprins de iureșul ăsta de a face o miniatură, de a face
exact ca un nebun. Băi, am dat dreptate așa în stilea mea, băi, chiar eu m-am înnebunit și fac tot, mă... Stăteam toată ziua în atelier cu zeci de lemne găsite de pe undeva, căutam lemne vechi, căutam icoane cu mama asta pe perete care vechi, care nu se mai pot, nu se mai pot restaura și eu făceam nou pe ea, îmi plăcea lemnul ăla vechi. Și aveam creați tot felul. Un chip nou, o icoană nouă sau da, mergeați pe structura vechi? Da, foloseam doar lemn. Nu, era păcat să stric o icoană, nu să stric o icoană, nu. Orice ai face tu nou, nu mai are valoarea aceea vechi, dar atunci luam de pe la anticariate, unde găseam icoane din astea care erau ieftini, doar blatul foloseam. Și asta a fost povestea cu icoane. Păi am rărit, eu oricum, înaintea icoanelor, făcusem pictură figurativă, fusesem în câteva expoziții, participasem pe niște taberi, am avut așa o traiectorie destul de dubioasă, între ghilimele. Deci, la ora asta, chiar și la mine la țară, așa, nu știu oamenii să mă, unii să mă catoare. Într-un țăran mai răsărit, într-un pictor. Da, da. Ei, cam asta au fost. Acum, în ultimul timp, am lucrat mult pictură abstractă. Am avut câteva expoziții în afară, după ce am fost înscris la câteva galerii. Dar recent, de unde v-ați întors? Că ați avut o expoziție, când vedeam noi acum, niște anul poze. Acum, anul ăsta trebuia să am la Praga, dar Institutul Cultural de la Praga coordonează mai multe capitale. Parmi și Praga, Bratislava și încă ceva, nu mai știu ce. Nu, ăla de la Viena are institut separat. Și am fost programat de Institutul Cultural de la Praga, la Praga să am expoziție. Dar s-a întâmplat ceva, că m-au dus tot la Bratislava, acolo a fost un eveniment important la Bratislava, s-a transformat consulatul României în ambasadă și aveau nevoie de o expoziție, că s-a făcut într-un cadru festiv, așa, cu mulți ambasadori și a fost și, s-a marcat și ziua ei românești și am fost cu pictură și eu chiar aveam multe tablouri cu flori. Aveau nevoie să lege florile cumva din Iia românească cu florile din Carpați și am făcut ceva frumos noi acolo. Chiar a fost ceva frumos. Na, asta a fost anul ăsta. Da, sigur, nu știu acum cât de apreciat. Eu am spus că da. Dar sunteți cam modest așa. Păi pentru că nu dau seama cât apreciază lumea. Ei, oamenii sunt... cum sunt drăguți, așa spun că e frumos. Trebuie să știi să ai studii în domeniu, să apreciezi sau pur și simplu cum, mă, eu n-am studii în domeniu, dar văd că ăsta e ceva frumos, tabloul ăla e frumos, sau îmi dă o stare de, îmi place să-l privesc, îmi dă o stare doamne, de manage, bine. Știți, doamnă, management în artă, vor să manipuleze situația, spun, domnule, ăsta e valoros, ăsta nu. Eu, din păcate... Noi, necunoscătorii, zicem ne place sau ne place, exact, nu? Exact, așa ar trebui și așa e corect. Așa e corect. Să vă spun de ce. Pentru a să vă spun, în Piatra Neamț s-au perindat în Piatra Neamț sute de pictori, să zicem, după al doilea război mondial. Și nu știu dacă a rămas cineva în istoria artei, nu a rămas nimeni. După aia, în timpul ăsta, toți s-au lăudat că o să fie mari pictori. Nu, din păcate, niciunul nu a devenit, nu a intrat în istoria artei. În București la fel, poate unul, doi, nu știu. La nivel de țară, nu știu cât s-au... Și atunci, de ce să dau la un pictor așa când spune cineva, chiar dacă nu-mi place, să dau 10.000 de dolari sau pe un tablou și el, de fapt, să nu fie un pictor adevărat, că vor unii să fie pictor. Deci, eu recomand la toți cei, domnule, îmi place ceva, iubesc ceva, îmi pun în casă ca să-mi creez mie o stare de bine, nu? Pe principiul ăsta, acum, sigur că e mult de spus în domeniul ăsta, artiștii și managerii în artă și psihologii spun că artistul este un formator de opinii. Sigur că obligația asta de a forma gusturi. Pentru că vedeți că acum se vehiculează tot felul de chiciuri și la televiziune. Chiar vorbeam de chestia asta. Da, da, da. Emisiuni chicioase și tot și chiar picturi chici care. Până la urmă știți și noi pictorii nu putem spune, domnule, să mă duc doar, ia pictura mea, ca mea e bună. Până la urmă, știți, nu știu cât de formatori de opinii suntem. Suntem formatori de opinii în... De gusturi alese. Da, în măsura în care reușim și noi să ne impunem anumite lucruri. Dar, na, asta rămâne, eu știu, de comentat chestia asta cu formatorii de opinii. Mie îmi place să cred și cred că România are nevoie de formatori de opinii. Nu sunt. Nici arhitecții, din păcate, ați văzut ce chiciuri de case sunt și
și așa, și cei din la televiziune, poate... Dar asta se cere, știți, că până la urmă banul e cel care... Da. Eu n-am mers pe principiul ăsta că vreau bani neapărat. De asta nici n-am reușit să-mi fac o traiectorie, să-mi fac o carieră neapărat din asta, adică să fiu catalogat, pentru că n-am avut deci interese de asta. Nu sunteți un artist comercial? Nu, nu, eu am făcut pur și simplu, deci, pentru că era firesc, eu când am fost, spre exemplu, în cota foarte bine în icoană, să exploatez chestia, să mă apuc, să fac biserici, da, să fac pictură, să mă îmbogățesc. Nu, am întrerupt din motive că nu mi-au mai plăcut. Nu am vrut. Sau toată lumea... că ați ajuns undeva sus și poate până aici a fost sau încerc și altceva. Nu, am zis, domnule, vreau să fac altceva. Simt nevoia să colorez. Simt deci nevoia v-ați să... ascultat întotdeauna instinctul. Exact, deci da, nu v-ați luat după nu, turmă și un nonconformist v-ați născut și așa ați rămas. Exact, nu da. Nu v-a regimentat nimeni. Chiar zilele astea, de anul ăsta, începând de la 1 ianuarie, eu știu, din decembrie, când am lăsat eu șevaletul de sărbători, chiar în timpul sărbătorii mă gândeam că aveam eu așa o... Băi, ce-ar fi totuși să nu mai colorez așa, să nu mai să mă exprim așa. Aveau alte trăiri, alte stări. Cred că ar trebui altfel să pun problema, să rezolv suprafața, să... Dar să văd ce o ieși acum, că deocamdată n-am mai fost în atelier vreo două luni cu vara asta, cu vara... Știi cum e melodia aia? Eu vara nu dorm, eu vara nu pictez, știi? Da. Că stau mai mult pe la... Pe la plajă, da? Că am fost cu toții pe la plajă. La țară stau foarte mult, la Agapia, cu oameni, îmi place să stau cu țărani acolo. Dar, da, o să mă apuc și de lucru, că am mai făcut eu ceva. Că mi-e dor să vin, adică nu... Adică nu las chiar o săptămână să treacă. Tot trebuie mai vin un pic prin atelier, dar mă alint așa un pic și plec. Nu stau mult ca Iana. Iana stau, vin zi de zi, și stau dacă aici. Vine așa inspirația deodată, cum e când vine momentul ăla? Există o pictură, cred că am mai vorbit cu artiști, picturile se mai vin și ele singure și doar simțiți așa că se așează, sigur că așa da, e? Da, au spus corect, sigur că da. Nu credeți că noi venim așa și ne gândim într-o zi cât cum facem noi tavă. Venim în atelier, din multe ori mi s-a întâmplat să mă apuc să fac ceva și să iasă altceva. Deci, ca să pricepeți, mă apuc să zic că fac o casă, un peisaj cu casă și iasă un peisaj cu căpițe de fân. Da, pentru că, da, când ești profesionist sau când vrei, când știi meserie, cum spunem noi, te mai lași și conduci și de întâmplare, de haos, doar un pic să-l coordonezi, adică un haos controlat, bun, ceva de genul ăsta. Asta, haos are legătură cu divinitatea? Nu. Există o legătură pe care ați simțit-o cu... Păi da, haosul nu trebuie neapărat în sens prost, în sens cu negativ, prost, da. Haos ca ceva rău, adică ceva neordonat, necontrolat, știți? Da, sigur că da, că divinitatea... Întotdeauna spun că mâna mea este condusă de cine, de altcineva. Și toți spun o afirmație din asta... pictorul are mână. Nu e adevărat. Mâna este condusă de suflet și de creier. Ea singură nu poate lucra. Și mai mult de suflet, de suflet sau de creier? Și de creier. Ei, trece prin creier și prin suflet. Ca și văzul, știți? Informația divină trece întâi prin creier sau prin suflet. Ei, acum sunt orientali, spun că centrul universului e aici, orientali. Noi ăștia care suntem, să zicem, un pic orientali, România, mai orientali, totuși în ortodoxie sau în religii, noi spune că aici e centrul universului, în piept aici, în zona asta. În plexul solar. Da. Și într-adevăr eu simt într-adevăr lovituri aici, informația privind aici, chiar ne trecând prin creier. Dar totuși cred că are o legătură și cu creierul. Adică creierul nu e chiar exclus din tot toată reacția asta. Nu, eu nu l-aș exclude, cum spune ăștia, domnule, aici e centrul și gata. Cred că creierul face parte din Din întregul ăsta, da. Și eu mă lăs mai mult, știți ghidat, că există ghidat de asta, de am avut de multe ori de pierdut în viață, între ghilimele de pierdut. Poate financiar am avut de pierdut sau, să zic așa, în legătură cu imaginea mea am avut de pierdut, pentru că n-am reușit să profit de societate, să mă strecor. Poate că ați fi avut ocazia. Da, am avut, dar nu am reușit, pentru că n-am reușit, de fapt, să fac nimic așa serios în viață, să fiu cursiv și să-mi văd un interes. Mereu m-am lăsat condus și asta am avut de pierd. Dar, în schimb, am avut de câștigat că mi-am trăit viața așa cum am dorit, am fost satisfăcut, de
frumusețile vieții și sunt un om sănătos, în sensul că nu am nicio boală așa serioasă. La minte serioasă. Și la suflet. Da. Așa că, nu știu, dacă nu m-aș fi îmbolnăvit, dacă mi-aș fi urmărit, nu mi-aș fi ascultat instinctul și inima. Cred că m-aș fi îmbolnăvit. Păi se spune că oamenii... multe boli atragem da. Când nu ne ascultăm deci sufletul. Deci am pierdut într-o parte, știți cum e cu pensia. Am pensie mică, dar lungă, știți? Și cum am, cum e cazul meu. Eu am o pensie foarte mică, dar sper să fie de vreo 100 de ani. Așa. Că sunt care au pensii mari de 100 de milioane, dar care o ia 2-3 luni, știți? Acum, cum preferi? Că nu poți să le ai toate în viață. Și eu mi-am ales pensia mică și lungă. Bun, dar mai pică câte ceva și pe lângă pensie, da, nu? Bine, adică... Bine, pe aici mai vine, mai am câte un client. Acum, din ultimul timp, într-adevăr, se vinde, cred că toți colegii mei plătesc așa, se vinde foarte greu arta. Cel puțin eu aveam multe galerii în străinătate care au falimentat, pur și simplu s-au închis. Deci nu e o problemă doar la noi, este peste tot. E o problemă mondială. Eu am vorbit, am niște prieteni străini pictori, mai vorbesc cu ei și ei cred că acum e o generație, deja de vreo 10-15 ani, au intrat în o generație al digitalului, a celor care nu mai iubesc lucru manual, lucru făcut, arta asta, să spunem, nu neapărat creativ, că se poate crea și digital. Va apărea arta asta digitală, care oamenii își pun pe pereți posterii sau nu își pun nimic, sau lumini, au alte viziuni, mentalități. Da, alte, vedeți că ei nu mai, se stau mai mult pe calculator, sunt atrași de altceva, nu mai sunt atrași de manufactură, de lucru făcut de mână și de... Nu, eu chiar văd artiști, altfel de artiști care fac diverse obiecte handmade, care au foarte multă căutare, totuși oamenii se mai uită la IA cu sută manual, care costă foarte mult pentru că este foarte multă muncă și există povești acolo. Se mai uită, poate și în pictură va... Poate să va întoarce înapoi așa lumea, dar ce că preferințele astea ar fi. Așa spun ăștia, eu nu știu dacă e adevărat. Eu cred că e de moment. Da, posibil. Da, bine că asta e, nu pot eu să fac mari schimbări decât să merg în continuare, ori să vinde, ori nu să vinde, va trebui să lucrez, că doar așa am făcut și până acum. Da, adică cel puțin anul ăsta mai mult am cheltuit, că mi-am cumpărat nu știu câte zeci de pânze și culori de câteva milioane și de pe am reușit să vând o lucrare două. Da, eu sper să îndrepte lucrurile. Atâta timp cât nu banii sunt un scop. În arta pe care o faceți? Nu, eu mi-e bine, nu. Eu spun așa cum ați întrebat, cam care e cursul valutar, să zic așa. Deci cursul artei. Da? Se vinde deci în euro în străinătate o lucrare de-a dumneavoastră? Păi am vândut mai mult în dolari, că am vândut mai mult în America, mai vând așa, dar am vândut și în Europa, mai vând. Dar mai rar, europenii sunt deja... Ei deja dinainte de 89 erau sunt mai saturați, așa mai să zic, mulți artiști în Europa, concurența e mare. După aia au prejudecăți vis-a-vis de artiștii din Est, aveau până acum s-au mai deschis și ei. Da. Eu am muncit mult pentru imaginea României, adică pe pagina de... Am sute de lucrări în America, în străinătate, în colecții, dar am făcut-o haotic așa, adică n-am făcut-o cu un interes din ăsta și pur și simplu s-a întâmplat, știți? Da. În general, eu vorbesc frumos despre România, chiar dacă multe lucruri nu-mi plac, dar în străinătate vorbesc aici, între noi vorbim, știți? Dar în străinătate nu vorbesc urât despre România, n-am obiceiul ăsta. Și chiar recomand la mulți români că tare ne mai facem rău cu mâna noastră. Avem mari talenți, ne facem rău cu mâna noastră, chiar și cei oficiali. Din păcate, mă duc pe la ambasade și ambasadorii, unii au o atitudine așa. Mi-aduc aminte că un ambasador îmi spunea, acum vreo 10-15 ani, că să nu vorbesc cu românii. Să fiu atent la români, sunt românii. Să nu vorbiți cu românii românește? Nu, de acolo, din țara respectivă. Dacă umblu prin oraș, să nu am grijă cu românii, să nu mă, nu știu ce să-mi facă. Până a rămas foarte surprins, cum poți să faci așa ceva acum? Și chiar intenționat m-am dus prin piață, am cunoscut români, nu mi s-a întâmplat nimica. Am cunoscut tot felul de... Că și acolo sunt români și români sunt români. Am cunoscut aici în Bratislava, că vorbesc numai eu. Mă întrebați, mă jineați. Nu, eu vă ascult. Am cunoscut aici în Bratislava, este o comunitate de români
extraordinar. Niște tineri, dacă îi vedeți, vă schimbați părerea despre. Dar nu îi scoate nimeni în față, nu îi întreabă nimeni nimic. Am fost acum la mare, s-au mărit plajele, nu spune nimic la televiziune. Parcă sunt plătiți de bulgari, de greci, să spună că uite și litoralul nostru e frumos. Nu spune nimeni, toată lumea că a văzut șoarici. Eu n-am văzut niciun șoaric, niciun șobolan, eu nu știu unde văd ei șoarici. Nu știu, parcă ne urmărim rău, așa, parcă căutăm. Văd numai partea asta goală a paharului. Dacă ați venit, cum aș veni noastră în atelier și în loc să vedeți tabloul, vedeți mizeria de pe jos. Eu cred că fiecare vede după cum păi, este felul. Pozitivă. Da, cred că da. În general, oamenii cred că au chestia asta. Tot timpul eu am văzut. Am văzut culoarea, am văzut mirosul, v-am explicat ce-mi place mie aici. Mai o chestie, și talent avem de a ne face singur rău. Asta acum în Constanța și am stat cu niște constanțeni, niște băieți. Și în loc să vorbească frumos despre orașul lor, eu îi spuneam că e frumos. Eu, nu, că e urât. Nu, că e mizerie. Nu, că mazării nu știu făcut, că ai făcut. Domnule, parcă suntem setați pe chestia asta. E, poate și plictisiți de propriul lor oraș, na, acum... Nu știu, dar ne facem rău singuri. Ne facem rău să nu vedeți și străinii ăștia. Au ce au ăștia, arabii ăștia le pun bombi și au păreri bune despre arabi. Noi românii nu facem, furăm și noi un portofel acolo și vor să ne omoare, să ne... Știi? Adică nu știu, nu știu, așa parcă nu avem, parcă, nu știu, nu înțeleg. Pentru că ajung tot felul de handicapați în niște posturi în care nu ar trebui să ajungă, nu-mi dau seama. Nu vreau să mă mai gândesc la chestia asta, că deja toată lumea vorbește de asta și m-am săturat. Și nu se face nimic, nu? Nu știu. Hai să revenim un pic la lucrările dumneavoastră și să-mi spuneți dacă aveți, bănuiesc că pe fiecare le considerați ca și copiii dumneavoastră, dacă aveți vreuna preferată sau una cu vreo poveste specială. Un tablou? Da. Un peisaj, o icoană? Fiecare are o poveste specială, ea încetează când începe alt tablou. Începe altă poveste. Toate speciale, nu știu ce să vă spun. Ce să vă zic, nici nu mi-aduc aminte așa de fiecare. Acum dacă mă luați sunt că am făcut atâtea lucrări și am atâtea... Haideți să-mi ziceți de icoana de aici? Păi icoana asta, poate... de fapt, e sora unei icoane care a fost o obsesia mea. O aducem mai în față sau... Un picuț? Putem să o aducem un pic mai în față? Asta scrie eu. A, așa? Ai cam întuneric aici, nu? Se vede așa? Da. Ok. Eu să o iau să încep cu începutul, cum se spune, nu? Nu cu sfârșitul. Da. Să încep cu așa. Eu am fost obsedat, am avut o perioadă neagră în viața mea, să zic neagră, mai cenușii. Când cred că din datorită, tot am vorbit de... Da, lăsați-o. Tot am vorbit de ascultarea instinctelor. Într-o perioadă mai cenușie așa în viață, când o luam cumva pe topogan la vale așa, datorită unor probleme, create de mine. Nu, uh-huh. nu niște creat... încercări ale vieții, niște da. Experiențe. niște abuzuri, să zic așa, niște, na, niște probleme, niște boli, să le zic așa, nu știu, dar n-are importanță. Și am simțit nevoia undeva, cred că instinctul meu m-a trimis să fac icoane. Simțeam nevoia așa de să vă salvați. Îl vream pe Iisus în casă, deci nu eram capabil. Tot auzeam că Iisus. Eu îmi suteasem așa viața, văzusem filmele. Eu mai citit despre Iisus și vreau să am un Iisus frumos făcut. Domnule, nu mișea. Am făcut, nu știu, una, două, unii le-am aruncat icoane, altele le-am dat. Nu mi-eșea acel Iisus care să-mi împace mie, cum să zic eu, să care simțească că trebuie aia, să vină acolo. Cred că să vină vindecarea, să mă ulea și să-mi vină vindecarea, asta căuta. Vindecarea prin ceea ce știam eu să fac. Cred că fiecare om caută vindecarea, cei care o caută, că mulți nu o caută, își caută chiar moartea, dar în sfârșit e problema lor. Dar cei care aleargă după vindecare, aleargă undeva. Unii se duc la biserică, alții postesc, alții, eu știu, cad în tot felul de patim. Orientalismi, de secte, de bunica mea. Fiecare își găsește cumva, caută salvarea undeva. Unii care și-o caută, alții încep cu autojustificări, că din cauza la mi-e rău, că din cauza aia și mor prin autojustificare. Asta e cea mai mare problemă. Majoritatea oamenilor moare din cauza autojustificării. Să caute vinovatul în oglindă. Îmi pare rău să vă spun despre teoria asta cu autojustificarea. Dar ziceți după pauză, dar acum să... Da, să terminăm cu icoana, da. În nebunia asta a mea, pentru că tot am vorbit din nebunii, de a face un Iisus, am creat în sfârșit, în vreun an de zile, am găsit un lemn mare, frumos,
Și am muncit, nu un an, am muncit la ea, după aia nu mi-a plăcut iar, dar am zis mai decât să fac alta. Am venit în minte, dau cu șmilgher pe față, pe locurile unde nu-mi crea mie starea respectivă și am muncit la ea și în sfârșit a ieșit un Iisus frumos. Și a venit între și vindecarea? Între timp am început și pe asta, dar asta nu era, am lăsat-o neterminată, am mai spus, asta fac pe asta, asta e mai avansată. Și a ieșit lui Iisusul care l-am pus în fața patului, domnule, și când mă uitam la ea, așa. Aveam un prieten, am avut un prieten, care tot s-o ținut să-i o dau lui. Domnule, îți dau pe ea cât vrei. Domnule, dar cât cer pe ea? Că nu știu, că nu vreau să o dau. Uh-huh. Și într-o zi, el a vândut ceva, nu știu. Eu am avut bani, de-a venit la mine și uite, fii atent, îți fac oferta asta, vreau icoana aia să fie a mea. Și îmi pune pe masă o sumă mare de bani. M-am uitat la ea, am spus, băi, nu pot să-ți iau atâta bani. Oricât ai fi, cât ai ține eu la ea, aș fi porc să-ți iau, dar nu e o icoană veche. Și în sfârșit, am dat jumătate de bani apoi și hai mai dacă ți-o dorești, așa, eu deja parcă aș fi vrut să fac altceva. Absolut, apropo de povestea dintr-un tablou. Uh-huh. Deci, un pictor care este profesionist, să zic, care are tendința de a fi profesionist, de a ajunge la nivelul ăsta, nu se mai îndrăgostește de lucrările lui. La început, într-adevăr, puneam o lucrare la mine, la patru, mă uitam la ea un an de zile, mă lăudam cu ea prin crâșmi, vai ce tablou am făcut, știi? Cum se întâmplă și în ziua de azi, cu mulți. Fac un tablou și se laudă cu el toată viața. Ei, eu acum nu mai, a doua zi, a treia zi nu mai îmi place. Și așa o s-o întâmpla cu icoana aia. Dar o stat un an de zile la mine în casă. Am pus-o în expoziție, toată lumea i-a plăcut. Am dus-o în străinătate, n-am vrut să o vând nici acolo. Eu chiar am avut o ofertă, dar până la urmă mi-a dat prietenul ăsta. El am simțit că are nevoie de ea. Și am zis, băi, poate omul are nevoie. Deci a avut icoana o misiune. Da. Poate omul are nevoie, că era și el într-o pasă proastă, uh-huh. Era cam depresiv. Și am spus, eu dau. Da, și așa a fost? Chiar da, a avut chiar. Nevoie? Eu zic că a avut nevoie, eu așa am interpretat. Uh-huh. Băi, hai poate, așa că atâta o insista și atâta am zis, băi, să nu fiu por să o dau. Poate omul are nevoie de icoana asta. El fiind un timp mai orgolios, așa, poate nu mi-a spus, băi, vreau la mine în casă, că uite, îmi creează o stare bună și vreau să o am la mine în casă. Și am dat-o. Și după aia s-a născut asta, că am zis, băi, dacă i-am dat-o, o să o fac pe asta, sau și eu una. Da, da, da. Și o să... Nu e și chiar la nivelul ăia, aia e mai, mult mai fain decât asta, dar mi-a plăcut și asta și mi-a rămas. Am zis că asta o păstrez aici în atelier, să o am și eu, că e o bucată de timp nu mai fac eu. Cam asta e povestea pe scurt. Bun. Haideți să luăm o scurtă pauză de da. Publicitate și apoi revenim cu alte povești, că bănuiesc că mai aveți multe. Sute, dar aveți noastre emisiuni câte povești am eu.